trebuie să știi ce e Evanghelia. Acum, pe scurt, voi spune, Evanghelia începe cu Dumnezeu Creatorul. Dumnezeu este Creatorul, este Stăpânul, este Proprietarul, este Șeful nostru. El are dreptul să ne spună ce să facem, El are dreptul să ne prezinte legi, El are dreptul să ne tragă la răspundere și de aceea Dumnezeu ne poate judeca după o lege pusă de El. Dacă n-ar fi Stăpânul nostru, Creatorul nostru n-ar niciun drept să ne tragă la răspundere. În felul ăsta începe Evanghelia, începe cu Dumnezeu. Nu începe cu omul, ci începe cu Dumnezeu care este Creatorul nostru, Stăpânul nostru, suveran, atotsuficient, puternic, omniscient, care ne cere anumite lucruri și ne trage la răspundere pentru lucrurile alea, dacă le împlinim sau nu. Apoi Evanghelia continuă în al doilea rând cu căderea omului în păcat. Nu cu cât de bun e omul, ce voință minunată are omul, ce poate să facă omul, câte fapte bune are omul și așa mai departe, ci că omul în relație cu Dumnezeu este căzut, este falimentar, este un eșec total. Dacă nu pui în mintea omului foarte bine ideea asta, omul nu va accepta soluția ta. Omul nu va fi interesant de medicamentul pe care ai tu să îl dai la boala sufletului lui, adică pe Domnul Iisus Hristos. Ba chiar va fi încurajat să trăiască în continuare în viața lui, pentru că Dumnezeu îl iubește și are un plan minunat pentru viața lui. Da? Deci trebuie să pornești cu Dumnezeu Creatorul, să continui cu omul păcătos, să-l aduci pe om în fața legii ca să se simtă condamnat, să simtă că are nevoie de Dumnezeu. Trebuie să continui în al treilea rând cu crucea Domnului Iisus Hristos, locul în care Dumnezeu a oferit unica soluție pentru mântuirea omului. Asta este Evanghelia. Evanghelia fără Dumnezeu Creatorul nu există, Evanghelia fără omul căzut în păcat nu există, Evanghelia fără crucea Domnului Iisus Hristos nu există. Toți oamenii înainte de Domnul Iisus, după Domnul Iisus Hristos, care au fost mântuiți vreodată sau vor fi mântuiți vreodată, sunt mântuiți numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Hristos este calea, adevărul și viața. Într-o lume a relativismului, a pluralismului religios, oamenii trebuie să audă din nou mesajul exclusivist al Evangheliei. Iisus este singurul mântuitor. În al patrulea rând, trebuie să-l aduci pe om la punctul în care să-i prezinți cerințele Evangheliei sau modul în care omul poate beneficia de soluția pe care Dumnezeu are pentru noi, adică Domnul Iisus Hristos. Convertirea, da? Asta este al patrulea punct din Evanghelie. Pocăința și credința. Trebuie să fii în stare să poți explica omului ce înseamnă pocăința și credința. Și în al cincilea rând, trebuie să prezinți omului care va fi consumarea tuturor lucrurilor. Cum se vor finaliza tuturor lucrurilor, da? Nădejdea noastră, motivul pentru care noi putem să ne abținem de anumite lucruri sau să trăim frumos ca în timpul zilei cum vrea Dumnezeu, este pentru că credem într-o lume viitoare în care vom experimenta niște lucruri extraordinare la nivelul superlativ absolut. Asta e speranța noastră. Ăsta e lucru care ne face să trăim altfel și care îi va face și pe ei să trăiască altfel sau să accepte Evanghelia dacă Duhul Sfânt le cucerește inima.